Mihai, prima victorie pentru Unirea Alba Iulia. Cum ți s-a părut acest joc? Pentru noi campionatul a început pe 7 septembrie, odată cu terminarea perioadei de transferări. Jucătorii nu au mai fost sunați, nu s-a mai spus hai la mine, hai la mine. Și de două săptămâni se pregătesc extraordinar și în urma acestei munci s-a văzut rezultatul de astăzi. Am început timorați, o primă repriză în care aș putea spune că ne-au dominat pe unele capitole, la unele capitole cei de la Sântimbru. La a doua repriză a fost la discreția noastră și cred că scorul putea fi mai mare dacă nu l-aveau pe experimentat Ovidiu Barna. Este o victorie de descătușare pentru Unirea? Eu așa sper. A fost un șoc pentru noi trecerea de la Liga 5 la Liga 4. Cred că băieții au realizat că am învins liderul la zi și sperăm să continuăm cu rezultatele pozitive. Cum ar fi arătat clasamentul în opinia ta dacă ați fi avut susținere financiară? Nu vreau să discut, nu mai vreau să asta. Suntem sprijiniți și vom fi sprijiniți în continuare de un om foarte important și mulțumesc. Vor mai veni alături de echipă și sperăm să terminăm acest campionat și să terminăm cu fruntea sus, adică acolo în primele șase, unde ar trebui să ajungem.